Salutare lume, eu sunt Magica Pâncă totdeauna și astăzi vin cu un nou episod din Maps from Subs și astăzi jucăm pe mapa lui stai că o mică problemă aici. Mapa lui Glonțu Neculae Andrei, mai precis. Și să vedem, play on peaceful, don't cheat and play on survival, don't break any blocks. Engleza lui ăsta este jalnică, dar nu contează asta. Play with resource pack default. Ce prost sunt, am dat leave game în loc de resource pack, dar mă rog, default. Default să fie. Have fun, enjoy. Hai să vedem ce este cu mapa asta, level 1, desert. Aha, deci este un parcur. Ok, deci stai puțin. Ca să înțeleg, trebuie să stau pe aici. Hard way. Easy way. Se poate să sar până acolo? Aha, deci easy way e în față și ăla e hard way. Eu o să merg pentru easy way. Nu cred că se poate easy way. Da, normal că nu se poate easy way și că trebuie să mă duc pe hard way. Îți mulțumesc foarte mult. Ok, deci presimt că o să am o... O să mă distrez pe cinste cu mapa asta. Ok. E bine că mi-am dat seama la timp că easy way nu se poate. Slash spawn point. Level 2, ocean. Frumoasă mapa, drăguță. Dar parcursul este destul de greu, deci va trebui să mă concentrez mai mult. Hai, tată. Ia. Urăsc parcurul pe gheață. Normal, 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 GG, bravo. Punem cele mai grele chestii posibile. Fuck. Deja mă distrez pe cinste, mulțumesc mult pentru mapă. Eventual o să ajung la niște rage-uri de-ale mele. Ok. Mai bine mai încet decât repede și să pierd ce naiba? Cum să fac aici? Stai puțin. Trebuie să fac ceva pentru că nu suport să pic jos și să iau iarăși de la capăt. Ok. Shift apăsat. Ok, cum naiba se face asta? E posibilă chestia asta? Parcursul ăsta e posibil? Eu nu cred. Eu nu cred că e posibil așa ceva, frate. Aba da, ia uite ce simplu era. Oh. Da, da, nu știam. De-aia am preferat să fiu precaut și să-mi dau spawn point. Hai că ăsta pare mai promițător. Ce deștept sunt! Ăsta pare oricum mai promițător decât celelalte de până acum. Ok, bine. Dacă n-aș eșua și eu ca retardatul... Aha, iară parcurs cu scări de-asta care îmi place mie. Ok.
Asta a fost easy. Mersi și pentru un nivel easy. Îți mulțumesc că te-ai gândit că o să dau rage după primele două nivele. Ah, fu. Fu! Cum să fac eu asta? Oricum, mapa este foarte șmecher, adică designul e bine făcut. Încăperile sunt foarte bine făcute. Da. GG, mă, GG. Bravo. Haide, mă. Du-te, frate, ce-i cu parcurul ăsta? În caz că nu v-ați dat seama, nu sunt cel mai bun player de parcur. Da. Mai ales când arde și focul ăsta nesimțit. Ar trebui să-mi fac și o setări la Minecraft să fie mai acceptabile. Nu, ia uite frate, ce porcărie. Acum că am ieșit de vreo nu știu câte ori, o să ieșesc de încă 1000 și una de ori. Moralul. Moralul contează. Vai, de cam eu nu pot să fac așa ceva, mă. Cum naiba? Bravo. Mai termina cu parcurul tău. Mai termina cu parcurul tău. Ah! Nu cred. Am reușit. Domnie, ajută. The end? Find lever and redstone to place in circuit. This part is a puzzle. Place lever. Ok, deci trebuie să pun un lever. Ăsta doar deschide o ușă. Și ăsta presupun că va fi un portal ceva. A. Și eu cum... Ce prost sunt. ok, nu cred că e asta. Game mode 0, așa. Păi, unde aș putea să găsesc lever? Nu fi nimic aici? Nu. Păi dacă nu e nimic în chest, atunci unde să fie? Eu chiar nu-mi dau seama. M-am uitat bine. N-am voie să sparg blocuri, deci... Cred că treia să fie în chestul ăla, dar... Ah. Interesant. Congratulations. Da. Mulțumesc că m-ați urmărit tuturor. Eu am fost Magic Weapon și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like pentru că mă ajută și să-mi trimiteți mapele voastre la magicweaponmfs@gmail.com. Știți voi adresa și din episoadele anterioare. Până una alta, baftă, salut!